Consiliul Județean Hunedoara a fost gazda unei mese rotunde cu tema Sănătatea femeii împreună pentru sănătate și natalitate, acțiune inițiată în luna martie de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în parteneriat cu Asociația Sănătate pentru Comunitate. Campania promovează programele care au ca scop îmbunătățirea sănătății femeilor și creșterea natalității prin intermediul Programului Social de Interes Național de Susținere a Cuplurilor și a persoanelor singure pentru creșterea natalității FIV 2024, derulat de minister. De altfel, în cadrul întâlnirii, ministrul Natalia Intotero a anunțat în premieră demararea, începând din această săptămână, a celei de-a doua etape a programului. Lansare de data aceasta înseamnă programul va fi deschis tuturor doamnelor, tuturor femeilor care au nevoie de o susținere din partea statului, susținere bine meritată pentru a deveni mămici. Ce înseamnă această susținere? Un ajutor de 15.000 lei, respectiv 5.000 lei pentru tratamentul cu medicamente, 10.000 lei tratamentul, respectiv procedura în sine de fertilizare in vitro. Toate doamnele și domnișoarele care își doresc să fie mămici, care sunt căsătorite, domnișoare spun pentru că acest program se poate aplica, deci pot să aplice, inclusiv tinere care nu neapărat sunt căsătorite, dar când spun tinere, cu vârsta categorică peste 18 ani, deci cele care doresc să aplice pentru a avea un sprijin din partea statului, vor pot face începând din cursul săptămânii viitoare. După publicarea celor două hotărâri de guvern care au fost adoptate la sfârșitul lunii mai, a fost o perioadă de a realiza legislația secundară, transparență, dezbateri publice, semnarea ordinului comun de ministru pentru a avea și această legislație secundară și ulterior scoaterea licitației pentru o platformă care să înglobeze atât clinicile, farmaciile care sunt îndeplinesc condițiile legale, dar și partea de vouchere, pentru că vom acorda aceste vouchere în sistem electronic pentru a recupera mai mult sprijin și pentru a veni în sprijinul celor care vor fi declarați eligibili. În premieră, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse pune la dispoziția cuplurilor infertile o platformă digitală pentru înscrierea în program și validarea voucherului de 1.500 de lei. Un program care este de această dată digital, este pentru prima oară poate că acest program fertilizare in vitro este pe această platformă, o posibilitate de a se înscrie mult mai ușor din partea beneficiarelor, o ușurință aș putea spune considerabilă pentru persoanele responsabile din cadrul Ministerului de a selecta și de a analiza dosarele. Și de asemenea, pentru partenerii care fac parte din acest proiect, aici mă refer la farmacii și la clinicile medicale, care vor putea să valideze online aceste vouchere și să poată să urce pe platformă toate documentele necesare care fac obiectul acestei proceduri. Programul este înscris pe site-ul Ministerului, ei își fac pur și simplu cererea, se înscriu pe platformă, își aleg farmacia din localitatea dânselor și își achiziționează medicamentele respective și în același timp își selectează și clinica medicală unde vor urma procedurile. Deci este foarte simplu de data aceasta, este la îndemâna oricui, e nevoie doar de a scana, de a fotografia documentele și le urca în platformă. Totul merge de la sine în rest. Toți cei prezenți au avut parte și de un moment emoționant, întâlnirea cu o familie din Orăștie care, după 20 de ani de căsătorie, a reușit să aducă pe lume o fetiță după ce a apelat la programul de fertilizare in vitro subvenționat de Guvernul României prin Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Ne-am gândit să nu fie chiar foarte târziu când am apelat la această clinică de fertilizare in vitro, să vedem dacă se mai poate face ceva. Și domnul doctor de acolo ne-a zis că este ok, putem derula chiar și programul național. Și toată procedura, nu știu, a fost de 6 luni.
Am făcut procedura de fertilizare in vitro și a reușit din prima. O idee foarte bună, soției mele, probabil m-am mai repetat. Auzind acest program, haideți să încercăm și noi. Am încercat, nouă ne-a ieșit. Recomand și celelalte cupluri tinere sau mai puțin tinere, că și noi putem să spunem că mai suntem chiar la prima tinerețe, dar în principal și în primul lucru este să încerci. Să vrei, să-ți dorești și până la urmă, uite, noi am fost sau suntem un caz fericit că am reușit. Și datorită acestui proiect și datorită ambițiilor și convingerilor noastre, am reușit să ducem la bun sfârșit. Într-o lume în care tot mai multe familii se confruntă cu dificultăți în a aduce pe lume copii, este esențial să fim alături de ele și să le oferim tot sprijinul nostru, a mai declarat ministrul Natalia Intotero.